10 ani, sunt din Chișinău și doresc să vă prezint un solou liber la tobe. Și crezi că te descurci bine? Da? O să ne dai gata? Da. Hai! Eu cred că până auzi părerea noastră, ai văzut că publicul i-a plăcut, nu? O să vadă și țara asta că există și o astfel de artă, pentru că de obicei voi toboșarii stați undeva în spate și mai rar ieșiți în evidență. Uite că la un show de genul ăsta puteți ieși și arăta maestria pe care o posedați. Te felicit, din punctul meu de vedere a ieșit foarte bine. Pentru vârsta ta de 11 ani, bat mai bine decât alți toboșari care au bat o viață, știi? Mulțumesc! Și vreau să-ți spun un secret. Tania e în căutare de un toboșar, așa că după show să vorbiți despre asta. Da, eu mi-adun trupă. Da, Tania și-a adună trupă. Iulian, ce pot să-ți spun? Mie îmi place foarte mult ceea ce faci și vreau să te mai văd. Păi, dar bat ca lumea, bă! Tu știi de asta? Știu! Și decizia? Sigur că da. Nicu? Doi de da. Mulțumesc. Dar eu, ca să mă hotărăsc, o să întreb ce spune sala. Ce spune sala? Ai și din partea mea un da. Mergi mai departe. Felicitări. Mulțumesc mult.